Bună și bine te-am găsit la acest tutorial despre fotografia dentară. De ce am ales să fac acest tutorial? Pentru că m-am confruntat de multe ori cu întrebarea cum să fac fotografie în cabinetul de medicină dentară. Bineînțeles, fotografia dentară este un proces care necesită timp să-l implementăm. Din acest motiv, poate să ne dea anumite bătăi de cap. Rolul acestui tutorial este să vină cu niște soluții practice și simple ca să ne ajute să facem cât mai ușor și în final să putem să beneficiem de resursele și informațiile care ne dă fotografia dentară. Încă de mic, când am început să fac orice în viața mea, să introduc un nou proces, mi-am pus întrebarea de ce să fac acest lucru. Și îmi pun și acum întrebarea de ce fac fotografie dentară. Pentru mine fotografia dentară a însemnat un element sau o etapă foarte importantă în a mă dezvolta, în a înțelege de fapt ce se întâmplă în cabinetul de medicină dentară și ce se întâmplă cu pacienții mei. Acest tutorial te va învăța pe scurt și practic cum să îți pregătești aparatul de fotografiat, cum să pregătești pacientul pentru această sesiune și cum să-ți pregătești accesoriile. Apoi, în partea a doua, îți voi prezenta cum se vor face fotografiile atât de portret cât și intraoral. Dacă toate aceste elemente sunt respectate, fotografia se face destul de ușor. Pentru arcada mandibulară, poziția medicului cu asistentul se schimbă, deci asistenta va sta în spate, medicul va sta în față. Pacientul este rugat să ridice limba pe cerul gurii, cu oglinda plasată la baza limbii, este împinsă ușor, medicul va sta în față, pacientul deschide larg gura, și, din nou, asistenta suflă aer să nu se aburească oglinda. Din nou, facem fotografia relativ ușor. Ca și ergonomie, recomand ca la orice fotografie făcută intraoral, dacă după 2-3 încercări nu reușim, să o lăsăm, să o notăm, iar la următoarea ședință a pacientului să rugăm pacientul să ne lase să mai facem încă una, două, trei fotografii, cele care nu ne-au reușit în prima ședință. De ce? Pentru a nu crea un disconfort pacientului și a crea o stare de fobie cu privire la fotografiile dentare. În acest mod ne-am făcut tot pachetul de fotografii și în final vom avea 16 fotografii. Le descărcăm pe calculator, scrie numele pacientului într-un folder, și în final îmi doresc să am pe calculator doar acele 16 fotografii inițiale. Dacă ai dori să afli și mai multe informații despre cum se face fotografii, te invit la cursul Focus, care este un curs focusat pe fotografia intraorală și de portret, dar cu atât mai mult cum putem analiza fotografia dentară și cum să o putem folosi pentru a putea comunica colegii noștri, cu tehnicianul dentar și inclusiv cu pacientul. Eu sunt Dan Lazar și Focus pe fotografie.